la mine nu era ce noi să-i spunem, un eveniment care este prilejuit de ziua universală a ei, care a fost pe 24 iunie, și de ziua națională a drapelului României. Încep prin a vă mulțumi tuturor, de la mic la mare, că sunteți aici alături. Ne bucurăm să vă avem aproape, ne bucurăm să vedem că iubiți tot ceea ce ține de tradiții, de sărbători românești. Astăzi, gazdele dumneavoastră sunt voluntarii de la ICR, așa cum deja știți, precum și partenerii noștri de la Primăria Municipiului Moinești. Eu mă numesc Anca Balaban, sunt președintele Asociației Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă și vreau ca în minutele care urmează să ascultăm cu toții slujba de sfințire a drapelului. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, mângâietorile dintre adevărurile în care trebuie și pe toate întâlnești, visierul bunătăților tău de viață, vină și te sărășuiește pentru noi și ne curățește cu noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bună spătările noastră. Și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, mântuiește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de genul noastre, Sfinte, cercetează și vine pregătițele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, iurește, Doamne, iurește, Doamne, iurește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, atotțiitor, atotputernice, făcătorul la toată făptura, ziditorul la toată lumea și binecuvântarea toată făptura, caută cu ochiul Tău cel îndurat asupra noastră, a smeriților și nevrâncilor Tăi slujitori. Ascultă rugăciunea noastră în această sfântă zi, când prezentăm ca ofrandă drapelul țării noastre și caută cunoscutire și iubire de oameni asupra celor încredințați nouă spre păstorire. Binecuvintează și sfințește drapelul acesta ca să fie poporul nostru cel binecredincios, ca semn al identității și apartenenței la neamul nostru românesc. Varsă mila Ta și îndurările Tale asupra orașului nostru, asupra satelor și mănăstirilor, din tot ținutul Arhiepiscopiei Românului și Bacăului și a întregii noastre patriarhii și binecuvintează orice lucrare noastră și o fost să fie spre slavă în Tău, să-ți aducă acest prinos de veșnică recunoștință și mulțumire pentru puterile sufletești care le-ai dăruit omului, cum și pentru înclinările cele din lăuntru spre felurite faceri de bine și virtuți cu care l-ai înzestrat. Și fă, Doamne, ca drapelul acesta, aducând pururea aminte clerului și credincioșilor noștri, de însemnătatea bunei chivărisiri a virtuților cu care i-ai înzestrat și de datoria de a-și ajuta biserica, patria și neamul nostru românesc să se facă pavăză tare împotriva vrășmașilor văzuți și nevăzuți, pentru ca văzând acest pindar al identității noastre spirituale și naționale, să slăvească pe asemenea Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește, se binecuvintează, sfințește acest drapel
cu harul Sfântului Duh și să fie cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului. Te auză și se sfințește drapelul acesta cu harul Preasfântului Duh și preîntropire cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci veci. Cu harul Sfântului Duh, prin cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacucerințe Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din mort, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, măriți într-o dată apostoli, cu puterea cinci de viață, făcătoarei cruci, și pentru Sfinților săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Sfântul Dumnezeu nostru binecuvintează această ofrandă și o mulțește în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta, că Sfânt ești, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și bine ați venit! Mulțumim preacucernicilor părinți pentru prezența domnilor sale astăzi aici. Este o dublă sărbătoare pentru noi. Mă bucur că anul trecut am reușit să inaugurăm aici acest loc al steagului, al steagurilor. Da? Astăzi, pentru al doilea an, ne întâlnim aici la steaguri, cum ne place să numim acest loc din parcul municipal și împreună să sărbătorim cele două mari evenimente. Astăzi, ziua Drapelului Național, o zi cu importanță deosebită, cu o semnificație deosebită și totodată la inițiativa AICR-ului, Anca Balaban, aici lângă mine, și soțul domniei sale, că sunt o echipă, o echipă și în familie și o echipă și în spațiu public, să-i mulțumim pentru că au acceptat ca sărbătoarea ei, care a avut loc vineri, în mod normal, să o cumulăm și să facem un eveniment sub egida cărora să ne întâlnim astăzi aici. Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor prezenți astăzi aici. Vă mulțumesc că sunteți aici, vă mulțumesc că v-ați pregătit pentru această zi frumoasă. Mărturisesc aici public că am primit acum câteva minute această cămașă frumoasă și mulțumesc prietenului și colegului meu,
primar de Zlănin Moldova, domnul Gheorghe Baciu. Vă rog să-i mulțumim cu aplauze. Mulțumesc, Gigi. Îi mulțumesc că este aici alături de noi. Da? Încercăm să împărtășim din evenimentele comune pe care să le avem. Așa cum am promis în campanie că o să avem evenimente comune și odată ce și Moinești va obține statutul de stațiune, să fim mai înfrățiți și mai uniți în a realiza lucruri frumoase pentru comunitățile noastre și nu numai, ci pentru toate comunitățile de pe Valea Trotușului, Zlănicului și Tazlăului. Mulțumesc Anca Balaban pentru inițiativă, pentru organizare, mulțumesc Preacucernici și părinți și vă mulțumesc încă o dată tuturor. Dau cuvântul Ancai pentru a vă prezenta programul și desfășurarea evenimentului în continuare. Da, mulțumesc pentru prezență. Vroiam să vă rog să ținem un moment solemn, să intonăm cu toții imnul nostru național, Deșteaptă-te Române, după care vreau să mergem împreună către Parcul Osoiu. Însă s-a schimbat traseul, nu mai este cel anunțat online. Vom ieși pe partea aceasta a parcului, pe centru și pe Tudor Vladimirescu, după aceea către Parcul Tei și pe strada Osoiu, către Parcul Osoiu. Haideți să vă apropiați cu toții, da? Ca să putem intona imnul. O să stăm așa? Vă invit să ne încălăm.
Și soarele, cât o să stăm aici. Vă mulțumesc că ați respectat rugămintea noastră de a purta ie, de a veni în port popular. Pe această cale vreau să le mulțumesc copilașilor care am văzut că au și bundiță și rezistă eroic în căldură. Așa cum v-am zis, noi încercăm astăzi să marcăm și Ziua Națională a Drapelului și Ziua Universală a ei. Însă, consider necesar să menționez câteva aspecte legate de aceste două zile importante pentru noi. Nu știu dacă toți știați că drapelul nostru este de fapt un urmaș al vechilor steaguri de luptă din Moldova și din Țara Românească, iar tricolorul, așa cum este el astăzi, așa cum îl cunoaștem noi toți și cum ne place să ne mândrim, a devenit un simbol al identității noastre naționale încă din secolul al XIX-lea.
De aceea astăzi ne însoțește pe noi și vă rog, dacă ați primit stegulețe tricolore, să le fluturați atunci când cei mici vor cânta sau vor dansa, ca să simtă mândria de a fi români. Prima dată s-a descifrat semnificația tricolorului, odată cu pânza pe care apare drapelul Răscoalei, pictată de Tudor Vladimirescu, Răscoala lui Tudor Vladimirescu, îmi cer scuze, am emoții, și să vă spun exact ce semnifică. Sau ghicim împreună ce semnifică albastru, știți? Albastru. Libertate, și s-a inspirat din albastru cerului. Galbenul? Galbenul inspiră dreptate, de la galbenul ogoarelor. Și roșu, cine știe? Sângele, așa este. Reprezintă frăția, de la roșul sângelui. Astăzi, noi vedem steagul zi de zi pe instituțiile publice, dar tricolorul, să ținem minte cu toții, să știm că nu este doar un decor oficial. Este ceva ce ne leagă pe noi toți și ne face să fim frați, frați români. Drapelul ar trebui să ne umple pe toți cu bucurie și eu simt astăzi că noi toți suntem bucuroși că suntem aici și sărbătorim. Și vreau să știți că ziua drapelului a început să fie sărbătorită din anul 1998. Deci e o tradiție care putem să o implementăm și noi aici și în fiecare an de ziua drapelului să arborăm în fața casei, la balcon, la geam, la mașină, să scoatem drapelul, să ne mândrim. Nu știu dacă știți, dar în afară, americanii sunt foarte mândri și atunci când este ziua lor națională, arborează drapelul. Ar fi frumos ca pe lângă 1 decembrie, când simt și văd și eu de jur împrejur că lumea scoate drapelul, să scoatem și de ziua națională a drapelului, să promovăm și această zi, că este importantă. Revenind la ziua ei, la șezătoarea noastră. Vreau să vă spun că nici alegerea datei de 24 iunie nu a fost întâmplătoare și fondatorii acestei zile, inițiatorii, au ales data de 24 pentru că atunci se sărbătorește sânzienele, așa este. Și se spune că sânzienele erau niște făpturi fermecate, miraculoase, care purtau niște rochii învălurite albe. Și se spune că oricine îmbracă ie, în speță domnișoarele și doamnele, simte aceeași bucurie pe care o simțeau și străbunicii, și ancestorii, și sânzienele. Asta este legătura pe care o avem noi, de fapt, cu 24 iunie. Ia este cămașa de bază a portului popular feminin și voi știți asta. Și vreau să vă spun că a fost ridicată la rang de obiect vestimentar important chiar de către Regina Maria. Anul trecut, cei care au fost la șezătoare au putut să afle o poveste mai largă despre asta, însă acum o să trecem mai departe și o să vă spun despre șezătoarea lui Moinea. Pentru asta ne-am adunat aici, să aflăm legenda celui care se spune că ar fi trăit pe locurile acestea magice. Șezătoarea lui Moinea, ne-am propus să devină o mișcare, nu neapărat un eveniment, ci o mișcare dezvoltată în jurul imaginii orașului nostru. Atunci când lumea aude de șezătoarea lui Moinea, să facă legătura cu Moineștiul și cu oamenii de aici, cu legenda întemeierii orașului, precum și să reușim să aducem în atenție un mod plăcut de întâlnire pe care îl aveau strămoșii noștri. Anul trecut menționam că noi ne doream o șezătoare simplă, fără sonorizare, însă am constatat că nu se aude. De asta am reușit să facem asta, să ne auzim cu toții. Însă să știți, la șezătoare nu erau artiști care aveau program artistic celebru. Pur și simplu bătrânii satului se adunau, cântau, spuneau ghicitori, spuneau frământări de limbă, copiii se jucau, aveau diferite activități care îi făceau să se simtă bine împreună. Asta vreau să facem și noi acum. Vreau să ne simțim bine, am pregătit câteva concursuri care sper să vă placă și să vă stârnească amuzamentul, să știți că nu sunt toate serioase, însă o parte dintre ele vor dovedi faptul că știți și cunoașteți istoria orașului nostru sau faptul că vă descurcați extraordinar de bine și reușiți să citiți cuvinte grele ad hoc. Nu vreau să mai lungesc foarte mult și vă invit pe toți să fiți atenți la momentul cel mai drag nouă, citirea legendei ciobanului lui Moinea. Am să o chem alături de mine pe voluntara noastră, Andreea Lazarovici, elevă a Liceului Teoretic Spiru Haret,
Moinești, care face parte și din trupa de teatru a liceului. Haideți să o încurajăm, că sigur are emoții. Se făcea că a fost odată ca niciodată un cioban harnic, deloc tocmai din Transilvania, care s-a aciuat pe aici, pe unde ne aflăm noi acum. Ciobanul îi plăcea tare mult munca și credea cu toată inima că este bine ca în fiecare seară, după ce băga oile în staul, să privească dealurile din prejur și să mulțumească lui Dumnezeu pentru toată ziua ce-o petrecuse și pentru frumusețea locurilor în care își duce traiul alături de cei trei fii ai săi. Căci uitai să vă spui, dar ciobanul ăsta din poveste avea trei fii. Îl mare, Girgiu Albot, îl mijlociu, Petru Albot, zis Moina, și îl mic, Luca Albot. Și erau toți trei asemeni tatălui lor, harnici și muncitori, dar să vă spun un secret, Moina îi întrecea pe toți. Azi așa, mâine așa, în fiecare dimineață ieșeau cu toții să ducă oile la păscut. Într-o frumoasă zi de vară, cei trei frați au mers pe marginea pădurii ca să adune lemne pentru foc. Pe drum se întorceau trei fete frumușele cu coșuri plini de fragi și de mure, culese pentru dulceață. Luca Albot le zise fraților săi, când mă voi căsători, măcar în fiecare vară o să-mi rog nevasta să-mi culeagă fragi. Așa, de dragul fetelor acestea, tare îmi place de cea mică. Seara se apropia și cei trei frați s-au întors la stână și mare le-a fost mirarea când au văzut pățania. Tatăl lor murise, tătucul lor, care știa toate secretele pădurii și cărările ascunse, sau nu. După ce s-au ocupat de toate cele pentru mormântare, cei trei ciobănași au început să se gândească ce e de făcut mai departe. Să se întoarcă atât amar de drum până la locurile natare? Să rămână aici ca să aibă grijă de munca tatălui lor mai departe? Nici mai mult, nici mai puțin, Moina le-a zis plin de curaj celorlalți. Eu zic să rămânem pe meleagurile astea frumoase, să ducem tradiția familiei mai departe, să împărțim turma de oi și fiecare dintre noi să-și facă un rost în viața asta. Legenda spune că Luca și-a stabilit turma pe terenul unde a apărut satul Lucăcești, Giurgiu Albot pe locul unde s-a dezvoltat satul Albotești, iar Moina pe terenul unde s-a înființat satul Moinești. Mai mult sau mai puțin, mai înflorită sau mai săracă în detalii, asta este legenda pe care am vrut să o facem mai cunoscută, căci pe lângă faptul că are un sâmbure de adevăr istoric, este și o poveste frumoasă care ne face să vedem altfel locurile în care ne aflăm astăzi. Țin neapărat să precizez că legenda pare a fi adevărată, pentru că și Nicolae Iorga, când amintește de Moinești, precizează că acest nume vine de la un străvechi Moina. Acestea fiind spuse, legenda ciobanului Moina nu poate fi considerată o întâmplare, prezența ei în acest loc fiind complet justificată, chiar și etimologic, Moinești însemnând cei din neamul lui Moina. Aplauze pentru voi toți, cei care sunteți cei din neamul lui Moina. Îți mulțumesc, Andreea, pentru că m-ai ajutat. În continuare, așa cum v-am promis, momente folclorice. Și o să încep cu niște copilași pe care îi vedeți aici în stânga mea, foarte îmbujorați. O să cânte și o să danseze păunașii de la poduri, conduși de doamna Alina Muncilă. Haideți aici în fața tuturor. Haideți, aplauze până încep, pentru că sunt foarte frumoși și foarte cald și ei rezistă cu bundițele. Atât. Am venit aici să beau, am venit să mă mai eu.
N-am venit aici să beu, am venit să mă mai eu. Uf, dor, 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 da oli că mor și mor. Uf, dor, 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 da oli că mor și mor. Da oli că mă trezesc, cu mândra să mă întâlnesc. Inima și sufletul bate ca ceasornicu. Uf, inima mea iar opri să mă dure. Uf, inima mea iar opri să mă dure. N-am venit să beau cu cana, am venit să o văd pe mama. N-am venit să beau cu cana, am venit să o văd pe mama. Aș ofta să-mi iasă focul, nu mă lasă nenorocul. Aș ofta să-mi iasă vara, nu mă lasă inimioara. Aș ofta că nu-mi e bine să strângă lumea pe mine. Ca seară pentru noftat, până ziua hăuleam. Uf, inima mea iar opri să mă dure. Uf, inima mea iar opri să mă dure. N-am venit cu rău în gând, am venit doar să vă cânt. N-am venit cu rău în gând, am venit doar să vă cânt. Măi, măi, din bătrânoi știm o vorbă vechi. Măi, măi, când de curs și jocul n-au perechi. Măi, măi, la necazuri bucurii mari. Măi, măi, omul cântă și uită din jalii. Păi ziciți ghinii lăutari, să joace și mic și mari. Cu toții să-mi veselească, ca așa-i hora românească. Ușuriți și încălcăi toții dumneavoastră! Ușuriți și încălcăi toții dumneavoastră! S-au gătit și la coasă am pornit. Thank you.
Mulțumesc! Vă rog să veniți toți aici în față după ce salutați publicul. Vreau să apreciați faptul că ei s-au chinuit să danseze pe un teren care e denivelat. Au dansat greu la deal. Haideți aici lângă mine. O invit alături de mine și pe voluntara mea, Evelin Ciobotariu, pentru că are un semn de mulțumire pentru grupul Păunașii de la Poduri, ca să știți cum îi găsiți, cum îi căutați, dacă aveți nevoie de un moment folcloric. Și mulțumim doamnei profesoare pentru că a acceptat să vină aici alături de noi și să împărtășească tradițiile noastre din zonă. Mulțumim doamnei Alina Muncilă. Rugăminte, o poză de final cu grupul Păunașii de la Poduri. Să-și demonstreze forța, da? Haideți, avem concursul de tras sfoara. Voinici, curajoși, facem echipe, câte 6. 6 într-o parte, 6 într-o parte. Centrul este funda roșie, da? Haideți să punem nodul cu funda roșie în centru și să testăm forța. Câte 6 copilași, da? Ia să vedem. Să fie forța egală. Aici, în echipa asta? Suntem aici. Să vă rog, ca să putem da startul. Odată copilașii mici, odată cei mari. Nu trageți de funie, vă rog, încă. Da? Să fie funia întinsă, dar moale. Da? Nu trișați, nu trageți încă. Haideți să-i încurajăm. Da? Moineșteni, cu forță. Dau startul? Ce ziceți? Numărăm împreună? Hai, vreau 3 voluntari aici. Avem pe sânziana noastră urbană, Nicola, de la Comănești, și încă o voluntară de la ICD. Chida, hai! 3, 2, 1, start! Se pare că funda vine către echipa din partea mea stângă. Ia să vedem! Câte secunde îi mai lăsăm? Că deja s-a dus funia! S-a dus în stânga mea! Bravo! Avem o echipă câștigătoare! Bun, să ne oprim acum și să îi întrebăm cum îi cheamă pe cei mici. Cum te cheamă? Stefan. Cleopatra. Maia. Marina. Stefania. Andrei. Platul. Au mai fost lângă tine în echipă? Ia să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voi 9 treceți în centru. Hai, pe voi trebuie să vă departajăm, da? O să fiți 4 și 4. 4 și 4. Ceilalți, vă rog să eliberați funia. Gata, acum e trecerea de final între cei care au câștigat. Da? Hai, să văd. 4 și 4. Da? Am nevoie de sânziene urbane să numere aici un start. 3, 2, 1, start! Îi mai lăsăm, hai, reveniți-vă! Voi mergeți pe margină. Gata, se pare că avem o echipă câștigătoare. Cei 4 care au câștigat să vină la mine. Hai să vedem. Avem 2 băieței și 2 fetițe. Voi astăzi, haideți să stăm cu fața la public, da? Că așa e frumos, nu stăm cu spatele. Iar voi mergeți pe margine, pe covorașele țărănești. Voi sunteți câștigătorii. Pentru voi avem niște surprize. Rog sânzienele urbane să ne aducă de acolo, din coșulețul cu surprize, niște lucrușoare pregătite cu mult, mult drag de către moineșteanca noastră, Elena Lupu. Așa, poftim și pentru tine. Sunt niște suporți pentru prins creioane, pentru pixuri, cer scuze, culoare de băiețel, așa. Astea sunt pentru voi. Vă mulțumim că ați participat și pentru curaj și sunteți forțoși, nu? Așa, cică, hai să-i aplaudăm. Mergem mai departe, rog voluntarii să strângă funia. Oh!
O cântare, da? O cântare specială cu o domnișoară pe care o lasă să se prezinte singură. Bună ziua! Vă rog, încurajați-vă!
pozitiv. Ia să vedem ce negativ avem. Steaua încinsă, dorul, și din dorul
și scurt dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă și scurt dorul. Mi-a fugit dorul de acasă, dorul. Cât a fost vremea frumoasă, dorul. Și-a fugit cam dezbrăcat, l-a prins vremea, rea plecat. Și mi-e teamă că a înghețat dorul. Și-a fugit cam dezbrăcat, l-a prins vremea, rea plecat. Și mi-e teamă că a înghețat dorul. Zanfir și îmi face mare plăcere să o anunț personal pentru că a fost o colaboratoare fidelă a activităților liceului, acum studentă la inginerie chimică și iată, nu dă înapoi de câte ori are ocazia să fie alături de Moineșteni, de Pădureni și cu sufletul alături de noi și de toate activitățile noastre. Să o ascultăm, să o aplaudăm, să o încurajăm. No.
șneșele, dor în dreaptă, tirișele, răsus și mustețele, ce joacă batotele. Mașo, stă cu noi la joc, eu nu mă pricep în loc, mai gustare, nu te faci, și când mă duc în ares, I'm
chiar ne-a plăcut și chiar ne-am simțit bine și cei mici s-au simțit bine. Și ne-am gândit, dacă tot v-ați strâns aici, în mijloc, să facem ceva pentru voi. Revenim la partea de concursuri interactive. Am să invit alături de mine zânzienele noastre urbane din AICR. Da? Bun, facem așa. Într-un bol avem toate întrebările, da? Sunt la Georgiana aici. Fiecare dintre voi, haideți să nu stăm cu spatele la public, treceți voi cu fața la public, da? Și o să trecem noi prin fața voastră, să luați câte un bilețel. Bun, că așa e frumos. Aliniați, vă rog, da? Hai să fie o linie așa frumoasă, să vă vedem iile, da? Să vedem tricolorul pe care l-aveți la brâu, pe care vă rog să-l mai purtați, apropo de asta, da? De câte ori este o sărbătoare națională, să purtați în brâu tricolorul. Bun, facem așa. Cine dintre voi știe să citească, mâna sus, pentru că întrebările sunt pe bilețele. Cine nu știe să citească, merge la bunica, la mami, la tati, da? Așa. Haideți, hai să vedem. Știi să citești? Cei mai mici, știi să citești? Știi să citești pe bilețel? Nu? Mergi la mami, hai. Așa. Ca să nu ne chinuim, la fel, știți să citiți, da? Sunteți mai măricei. Bun. La prima verificare, să spunem că avem copilași care știu să citească și să vedem dacă știu să ghicească. Am să te rog, Georgiana, să treci cu bolul și fiecare dintre copilași să ia câte un bilețel. Doar câte un bilețel. Da? Câte unul. Ai timp să-l citești. Dacă nu știți, asta este, când trec pe la voi, nu-mi dați răspuns. Spuneți că nu știți răspunsul, da? Bun, atenție la regulament. La fel, ies din joc. Rămân cei care au răspunsurile corecte și trecem la proba următoare, da? Vă rog, în momentul în care trecem pe la voi cu microfonul, să citiți cu voce tare și cu intonație mai ales, să vedem și dacă aveți intonație, întrebarea și numărul întrebării, da? Hai, încep eu de aici. Bună, cum te numești? Ioana Mazila Andreea. Hai să vedem. Când e... Numărul întrebării. 18. Când e sus, când e jos, se învârte bucuros, face lucruri de folos. Nu. Ne pare rău, ești de joc, dar sunt ziana noastră care verifică întrebarea 18, ne spune răspunsul. Era fusul. Fusul, un obiect tradițional. Știi ce este fusul? Nu? Cred că avem pe acolo, nu știu dacă avem printre obiectele tradiționale aduse de noi, dar dacă nu, poți să întrebi persoanele mai mari care știu ce este un fus. Hai să mergem mai departe, la întrebarea numărul 11. Mănâncă toată ziua și tot flămând rămâne. Ursul. Nu. Bun, verificarea pentru întrebarea numărul 11. Răspunsul corect, soba. Soba. Mănâncă lemne și niciodată nu se satură ca să poată să dea căldură. Ăsta era răspunsul. Ne pare rău, dar nu ești supărat, da? Bine. Oricum și ursul mănâncă mult, nu? Și nu se satură, zice cineva. Hai să vedem. Întrebarea numărul 4. Baie lungă, baie lată și nu șade niciodată. Brâul. Răspuns greșit. Era apa. Apa. Dar nu-i nimic. Ai înțeles de ce era răspunsul ăsta, da? Bun. Cu veselie. Mergem mai departe la întrebarea numărul 1. Sunt cel cu toartă și ușa mă poartă. Dă-mi voie să recitesc eu. Sunt cel cu toartă și ușa mă poartă. Cheia. Lacătul. Lacătul. Erai pe aproape. Bun. Îți mulțumim. Mergem mai departe. Întrebarea 19. Nu mai putem să spunem întrebarea numărul 19 pentru că se repetă. Stai aici. Vino că ți-o să-ți acordăm o șansă pentru că ai avut bilețel cu aceeași întrebare. Rămâi aici, da? Bun. Hai, mergem mai departe. Întrebarea numărul 13. Cât am trăit, pe foc mai fript, iar după ce am murit, pe drum mai a zvârlit. Dumnezeu! Interesant răspunsul tău, dar... Oala. Oala era. Ai înțeles acum? Da? Bine, îți mulțumim pentru că ai venit la concursul nostru. Hai că mai avem concursuri și după. Întrebarea numărul 5. Pe bătrân îi sprijinesc, pe călător
întovărășesc, pe cei din rai îi pedepsesc. Pe cei răi îi pedepsesc. Cârja. Bastonul. Ai fost aproape, așa că rămâi aici, da? Putem spune că îl lăsăm să rămână în concurs, da? Bun, publicul a votat, rămâi în concurs. Întrebarea numărul 10. Moșneagul cu pielea goală ține vinul de navală, butoiul. Răspuns greșit, dopul. Da, dopul ținea vinul sau apa să nu curgă. Bun, întrebarea numărul 2. Pac-a-pac, prin copac, toată ziua, cioca-cioca, vine seara, boca-boca. Ciocănitoarea. Toporul. Era aproape, putem să întrebăm publicul. Eu zic că... putem să... nu? Ce ziceți? Hai să recitesc eu, să vedem acum dacă ai noroc la public. Pac-a-pac, prin copac, toată ziua, cioca-boca, vine seara, boca-boca. Ar putea fi și ciocănitoarea, da? E în copac, ciocăne, ciocă, cioca, da? Îl lăsăm, hai ca să vedem cine rămâne la concurs. Întrebarea numărul 12. Ciupercă uscată în cui agățată, oala. Pălăria. Pălăria, chiar nu, n-ai fost pe aproape, îmi pare rău. Dar îți mulțumim că ai încercat. Întrebarea 16. Am o găină pestriță și la coată ferfeniță. Păi mă duc. Mătura. Tu ce ai vrut să zici de fapt? Păi mă duc. Pămătuf. Pămătuf. Acum publicul să zică. Îi acceptăm formularea? A fost simpatică, da? Hai, mergem în stânga mea, da? Să știm cine a rămas în concurs. 20. Limb doritoare, unde joacă iarba moare. O travă? Focul. Mulțumim! Mergem mai departe, întrebarea 15. Din pământ mă născui, în lume trăi și când muri, în gunoi mă pomeni. Ne dați voi răspunsul? Oala de lut. Oala de lut, da? Din pământ mă născui. Bun. Mergem mai departe, întrebarea 17. Subține și trage ața după el. Ce-i subțire, subțirel și trage ața după el? E ceva ușor? Întrebăm publicul. Acul, ai avut noroc, te-a salvat publicul. Hai că ai fost simpatic, mergi în stânga. Întrebarea numărul 3. Dacă-i dulce, mult aduce, dacă-i rea, toți fug de ea. Nu știu. Nu știe. Îi spuneți voi? Întrebăm pe domnișoara fotograf? Vorba. Da, vorba dulce, mult aduce. Îți mulțumim că ai participat, dar data viitoare vei avea mai mult noroc. Întrebarea numărul 6. E făcut de muncitor și trăiește pe ogor. Toată ziua el muncește, urlă de tine, nebunește. Bun, sunt zienele noastre. Tractorul. Tractorul. Bun, n-ai avut idee, dar nu-i nimic. Poate la următoarele concursuri. Haide, vină mai aproape. Așa, veniți. Întrebarea numărul 14. N-are limbă și nici gură și arată orice făptură. Nu știu. Oglindă. Da? Arată orice făptură. Hai. Mai departe. Întrebarea numărul 8. Bunicuțul de la țară are un prieten bun. Bate cu el multe cuie, face gardul de la drum. Ciocană. Așa este. Te felicităm, bravo! Ai rămas în concurs. Hai să mergem mai departe. Întrebarea numărul 9. Șade moșul sub un lug și fumează din ciubuc. Apoi după ce a fumat, îl hrănesc cu aluat. Vrea cineva să-l ajute, ia să vedem. Moș Crăciun. Trebuie să recunoaștem că e cel mai simpatic răspuns de până acum, dar trebuie să verificăm. Cuptorul, ai văzut? Ți-au suflat, dar nu putem acum, ca să ne chinuim. Urmează o probă mai grea și va fi mai greu de citit, da? Lași bilețel la mine și mergi la mami sau la tati. Bun, mai avem o concurentă, întrebarea numărul 7. Am o lună cu mâner, a furat-o de pe cer, strălucea ca o văpaie și mânca numai paie. Nu
nu știi. Îți mulțumim! Voluntarele noastre sunt ziinile urbane. Întrebarea 7? Secera. Secera era răspunsul corect. Bun. Mai avem aici 5, 6, 6 copilași care se vor pregăti. Luați o pauză, stați aici în față ca să vă vedem, da? Și urmează proba de departajare pentru voi. O să pregătim niște frământări de limbă, vă zicem noi. O să stârnească mult râs. Însă, până atunci, cred că va fi momentul în care o să rog voluntarii să pregătească și potcoavele pentru proba de aruncat la țintă. Nu vă bucurați că până atunci mai avem un moment artistic, da? Mai dansăm un pic, da? Și invit alături de mine din nou pe Crina. Haide! Ea ne va doini. Vă rog să o aplaudați și să vă gândiți la mesajul pe care îl transmite melodia ei, pentru că este una specială. Sari odată of și tăt rasari odată și tăt rasari odată. Mulțumesc și scuzați-mă emoțiile, vă rog.
și elevilor de la Poduri, care formează grupul vocal Catarsis. O rog alături de mine să vină pe doamna profesoară care i-a coordonat, pe doamna Gabriela Bia. Vrem să vă mulțumim că ați venit și că ați păstrat tradiția și ați adus-o pe Crina la noi să ne încânte așa de frumos. Și o invit alături de mine pe Cătălina, că avem ceva, o surpriză mică. Vă mulțumesc organizatorilor și vă urez ani mulți pentru astfel de acțiuni. Vom fi alături de voi de fiecare dată. Aplauze încă o dată pentru toți. Sper că v-ați simțit bine alături de ei. Așa cum știți de anul trecut, noi invităm de obicei și grupuri de mici artiști care vor să ne arate cât suflet pun ei în promovarea tradițiilor. Și la fel ca anul trecut, i-am invitat pe cei mici de la Zemeș, coordonați de doamna Lenuța Fodor, care vor cânta și vor dansa așa frumos pentru voi. Sunt mai mulți băieții, așa că stimiți, dar dacă îi încurajăm și îi aplaudăm, n-o să fie probleme, da? Se poate tot cu microfon? Fără. Așa se întâmpla la șezătorile vechi. Le mulțumim. Continuați. Yeah.
propunere pentru copilașii care rămân până la final, la final, după ce terminăm cu toate jocurile, să mai jucați alunelul, da? Știți că așa se mai juca pe la șezători? Și asta e scopul, să ne întâlnim să facem ceva ce făceau strămoșii noștri, să ne deconectăm de la telefoane, de la Facebook, de la jocuri și să jucăm tot felul de jocuri care se jucau în vechime. Bun, haideți aici în față să vă fac o poză la toți, că sunteți de frumoși. Noi vă mulțumim că ați venit și cu fața la public, vă rog, da? Continuăm cu proba de departajare. Georgiana, te rog să treci la fiecare și să îi lași să-și extragă câte un bilețel. Și să vedem. Cât îi lăsăm? Un minut. Stați să ajungă secundarea la fix. Ok, aveți un minut să citiți cei pe bilețel. După care începem proba. Zece, nouă, opt, șapte, șase, cinci, patru, trei, doi, unu. Gata! Ați citit, da? Acum vom vedea cine citește cel mai frumos posibil, pentru că spământări de limbă și cu intonație, da? Încercăm. Hai să vedem. Colon vale pe un petroi, stă o codobătură, și un codobăturoi. Codobăturoiul, codobăturoi este, codobătura, codobătura nu poate codobături, codobăturoiul. Cum vi se pare? Bun, facem așa, la fiecare concurent aplaudăm să vedem, da? Treci în dreapta mea dacă ai citit. Bun. Vara, vineri, de... Vineri... Ai emoții? Hai, încă o dată. Vara, vineri, de... Verbin. Renunți? Avem o concurentă care a renunțat, dar drept consulare noi o să-i dăm o fundiță cu tricolor, da? Pe care să o poarte în piept la școală, la activitățile pe care le are. Da? Uite... Să te-o prins frumos. Poți să o porți de acum. Îți mulțumim pentru participare. La voluntari acolo bilețelele. Mergem mai departe. Zumzăit zorii prin duzi. Ca un zumze, ca un zumze să mă scuz, ca pe un zarzăr să mă tunzi. Ce ziceți? Comsi, comsa, dar hai că și tu ai fost aplaudat. Face focul iar femeia, fiindcă febră face filoftea. Da, da. A citit repede. Bravo. Barcageur, barbu, s-a îmbrăcat pe barcă la debarcaderul barcageului barcan și de barcă la barcău. Ai primit și tu aplauze, ia să vedem. Sau vrea să se afle treabă. Sau vrea să se afle în treabă, așa era, întreabă, repede, 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 mai zi. Sau vrea să se afle în treabă. Ce să facem? O aplaudăm pentru curaj, da? Pentru că a încercat. Bun, avem concurenții și vreau acum să-mi spuneți cine merită premiul, da? Hai! Ultimul! Ia? Fetița? Da? Bun, tu ai să primești de la Georgiana... Din coșulețul nostru, un suport de pixuri, roz, pentru fetiță. Și îți mulțumim că ai participat. Voi băieți, vă invit să mai stați pe aici, o să mai fie concursuri. Bun, mergem mai departe cu programul nostru interactiv și rog voluntarii să ducă suportul. Vom face câte o echipă de 5 membri, câte o echipă de 5 membri. Echipa de a... Mulțumesc! Bun! Rugămintea mea este așa.
Echipa o facem aleatoriu acum. O să aleg eu membrii, da? Vreau să nu vă năvăliți, pentru că nu mai pierdem concursul. Da? Deci, haideți să facem așa. O să numărați 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da? Ok? Bun. Hai. Tare. Spune ce număr ai. 1. Începe. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ține minte numărul pe care ți-l spun. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nu? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ții minte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ții minte numărul. Ești numărul 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La tine se oprește. Bun. Cei cu numărul 1 în stânga. Cei cu numărul 2 în dreapta. Hai, rapid. Nu dați peste bolurile cu mere. Vă rog mai la vale. Cei cu numărul 3 acolo, în stânga sus. Cei cu numărul 3 acolo. Hai, hai, repede. Nu putem da drumul la concurs dacă nu vă desfășurați. Bun, cei cu numărul 4 acolo. Bun. Mai la vale voi cu numărul 1. Faceți ședințe de echipă și alegeți-vă doar 5 membri care participă la concurs. Hai, fiecare echipă și alege membrii. Vă rog, mai departe de bol. Alegeți-vă 5 membri care să fiți siguri că vor prinde merele de aici, da? Hai, bun. Ce număr sunteți? 4, da? Alegeți 5 copilași. Bun. Faceți mai bine cu spaina, adică... Hai, rapid, rapid! Și la voi, ați ales? Cât sunteți? Care sunteți cei 5? Voi 5, bun! Avem o echipă! Ia uitați, s-au mișcat repede! Aplauze pentru ei! Și voi aveți? Voi mergeți pe margină! Cei care nu sunt în echipă fac galerie de pe margină! Bun! 5! Aici? Echipe, da? Am zis așa, mere verzi, mere roșii, mere galbene și pere aurii. Vă rog să nu mai faceți umbra acolo, haideți, mergeți. Mergeți așa, la vale. Prima echipă, mere verzi, aici. O să vă aliniați în ordinea în care vreți să mergeți să încercați să luați merele cu dinții, da? În ordine, vă rog. La fel, echipa mere roșii. Echipa mere roșii, mă aude? Aliniați, unul în spatele celuilalt. Cei care nu vor să stea, vor fi eliminați. Bun, dați-vă mai în spate ca să le faceți loc să se desfășoare, da? Hai, start! Încercați fără să răsturnați. Să prindeți mar.
știți ce este cu premiile pe care le-ați primit? Trandafir. Un trandafir. Croșetat. Altceva? Ce poate fi acest trandafir croșetat? Aveți ajutor de la public? Cineva spune o brățară. Altcineva? Haideți să vă zic eu. Colier nu. Dar brățară, da, poate fi folosit ca brățară de fetițe, da? Și poate fi folosit ca semn de carte de voi toți. Pentru că ne-am gândit că vrem să promovăm cititul și să lansăm în același timp o provocare. Vara aceasta vom organiza un maraton de citit în aer liber și vă invităm să ne fiți alături. Datele vor fi făcute publice pe Facebook, ca de obicei. Semnul ăsta de carte este ca un imbold pentru voi să citiți mai mult, ca să aveți dicție mai bună, pentru că ați participat și la probele de frământări de limbă și la probele de ghicitori, da? Promiteți că citiți? Da! Bun, mă bucur! Mergeți pe margine la părinții voștri și cred că urmează un concurs foarte, foarte așteptat de toată lumea. Aștept să se pregătească. Să se pregătească voluntarii și să se elibereze zona aceea, pentru că urmează concursul de aruncat la țintă cu pătcoave. Da? Avem așa. 4 pătcoave pentru o echipă, 4 pătcoave pentru o echipă, deci avem nevoie de echipe de câte 4. Vă rog să nu mai veniți atât de mulți aici în față. Am repetat și vă mai repet. Da? Dintre cei care nu au participat la niciun concurs, să vină aici în față. Cei care au participat, vă rog să mergeți înapoi, da? Pentru că nu mai puteți participa, ați primit premii și gata. Voi, fetelor, și veți fi în echipe diferite. Hai, mergeți. Da? Ia să vedem câte avem acum, 5, 7, încă o fetiță, încă un băiețel. Nu, așa, ce v-am spus să nu-mi scoateți ochii? Un băiat. Tu, ia faceți băieții cu baina, hai. Ascultă regulamentul și vreau să văd echipele formate aici, da? Vă rog, copilași, haide, vă rog, aveți grijă de copilași, luați-i din zonă, da? Ținta este asta. Unelte, ca să spun așa, diferă forța voastră și priceperea voastră. Trebuie să aruncați la țintă. Prima echipă care reușește să arunce la țintă toate pătcoavele, câștigă. Deci așa facem. Puteți să încercați. Hai! Mergi la spatele rândului. Hai să vedem! Aproape! Un voluntar să le strângă și să le aducă încă o dată. Până acum nicio echipă n-a nimerit. Toată lumea e tristă. Nu mai încercați? Deja pleacă lumea din echipe. Hai! Cei care nu au participat atât. Una? Măi, copilași, nu treceți printre. Puteau să vă lovească. Vă rog frumos, fiți atenți. Și părinții, nu lăsa să treacă pe aici. Hai, aruncați! Bravo! Un copic! Era foarte aproape! Hai, încă o dată și gata, e a treia oară când o luați de la capăt în echipa voastră, da? Diana! Aproape! Uite, deja începe să aveți experiență, dar vreau să văd cum nimeriți! Poate vine și aia care o pune eu.
Numai, gata. Ați fost la a treia tură. Care echipă a avut, după părerea voastră, voluntari, că voi asta și ați văzut aici, să nu zic eu, ce echipă a câștigat? Echipa din dreapta? Bun. Voi sunteți câștigătorii, da? Bravo. Haideți să mergem să vă premiem. Bravo, bravo. Așa. Văd că și voluntarii noștri au curaj și se înscriu. Bun. Mai așteptăm? Cine mai are ie frumoasă? Hai să vedem, să vedem. Cea mai înflorată ie. Care-i? Doamne. Bun. Facem așa. Nume și îmi spui câți ani ai și dacă ia ta este lucrată manual, da? Asta e valabil pentru tot rândul. Hai! Luciana, 11 ani și da, este lucrată manual. A dat doamna profesoară de muzică cu care... Am crezut că o ai din familie. Bun, asta m-ar interesa. Speranța? Speranța, 18 ani, o am de la străbunica mea și are 121 de ani. Deci, o e foarte, foarte veche. Felicitări! Bună! Bună! Ariadna! La bunica mea! Trebuie de 140 de ani. Ia uziți un costum vechi de 140 de ani. Mergi un pic în față să te vadă. Noi asta vrem să scoatem în evidență, că oamenii încă mai păstrează lucrurile cu valoare, lucrurile tradiționale. Bun, merg mai departe. Te felicităm că ai venit alături de noi. Câți ani ai? 9. Alexandra. Da. De la o mătușă de-a mea. Bun, îți mulțumim, Luciana. Mergi un pic în stânga mea, da? Ca să poți să vorbesc mai departe cu... Denisia, 11 ani, nu ne este lucrată manuală. Bun, noi apreciem că tu ai vrut să te înscrii în concurs, dar să știi că încercăm să premiem doar iile care au fost lucrate manual, da? Pentru că vrem să promovăm tradiția și modul în care erau cusute iile în vechime, da? Îți mulțumim, da? Mergi la părinții tăi. Bună! Bună! Diana, 10, nu știu, dar are 40 de ani. Priviți o ie care are 40 de ani, o ie portocalie. Hai, fă o piruietă aici în față să te vadă toată lumea. Este o ie într-adevăr frumoasă, păstrată bine. Bună! Câți ani ai? 3. Și ea ta de unde? Eu vă prezint și pe fetița mea cu ocazia asta că au adus-o verișoarele ei în față. Are o ie care-i cumpărată. Nu-i în concurs, da? Bun, hai, la ie cu sută manual să trecem. Sunt Irina și ea mea e lucrată manual. Aproape 9 ani. O piruietă. Ia să vedem. Și tu? Hai să le povestești oamenilor despre ia ta. Sunt Mailinca și ea mea este lucrată manual. Știi cât de veche e? Ți-a spus bunica? Bunica e pe aici să șoptească cât sunt de vechi iile? 20 de ani? Deci, o piruietă, vă rog, fetițele au ei vechi de 20 de ani. Bună! Bună! Oana. 5 ani. Da. Bună, mami! Da? Salută-o și fă o piruietă pentru mami. Hai, fă o piruietă ca să te vadă cât ești de frumoasă, da? Ioana este o fetiță frumoasă cu codițe. Bun. Acum, vreau să îmi spuneți pe cine ar trebui să premiem la capitolul cea mai veche ie, știu. Dar la capitolul cea mai frumoasă ie. Care, care? Cu coroniță? Fetița cu coroniță? Cea mai veche ie, da? Speranța, fă-ne o piruietă aici în față, pentru că aici cea mai veche e. Ea este și voluntară în cadrul asociației și ne bucurăm că păstrează cu multă grijă ea pe care i-a dăruit-o bunica, străbunica. Bun, cea mai înflorată e cu sută recent. Ia să vedem. Eu din câte am văzut, mi-am dat seama că asta ar fi înflorată și cu sută recent și cea pe care o are Irina. Hai, Irina, vină în față. Da? Ce ziceți? Pe cine premiem cu cea mai înflorată ie? Georgiana are florile mai mari, nu? Luciana, îmi cer scuze, iartă-mă. Bun, Luciana, rămâi lângă Speranța. Fă și tu o piruietă aici pentru toată lumea. Și mai alegem cea mai frumoasă ie cu
cusută recent, am spus, cea mai înflorată avem, cea mai veche avem, cea mai frumoasă cusută recent. Da? Cine? Ia să vedem. Cusută recent. Nu știu, cum vă zice vouă inima, dar mie îmi place tare de româncuța asta. Da? Are costum, frumos, nu-i de la noi din zonă, nu-i moldovenesc. Cum? Și rezistă cu brio, îmbrăcată așa, la câte grade au fost astăzi. Adică, ce să-i cere mai mult de atât? Știi din ce zonă e costumul tău? Nu? Dar bunica aș sigur știe. Dacă vrea să vină să ne povestească un pic despre costum, doamna educatoare? Din Maramureș, ia auziți. Costum specific zonei Maramureșului, da? Rămâi aici în față, pentru că eu o să rog pe... Haide, vină, dă mânuța. Uite, vină aici lângă Speranța. O să rog pe Georgiana să scrie diplomele pentru voi, da? Să plecați cu diplomele de aici, să aveți o amintire frumoasă și să vă facem și o fotografie. Bun, cred că cam asta a fost concursul de ei. Ce vreau eu să vă zic este că mulțumesc că ați rămas până acum, mulțumesc că purtați-i, mulțumesc că ați înțeles de ce ne adunăm aici și... Încă o dată vă reamintesc să prețuiți tradițiile, să prețuiți tricolorul, să prețuiți ea, să prețuiți familia, să vă prețuiți părinții voi copilași, da? Și invit pe toți copilașii, și mai mici și mai mari, la dans, da? De acum este program de voi pentru copilași. De un pic de distracție? Bun. Știți ce am făcut noi anul trecut în încheiere? Nu. Hai că vă zic eu. Devine o tradiție pentru șezătoarea lui Boinea să invităm pe cei care sunt în public și au curaj să cânte, da? E momentul acela în care fiecare moineștean care își dorește să cânte a capela, nu neapărat cu un dal muzical, o poate face. De dragul tradițiilor, de dragul atmosferei care s-a creat aici, da? Aștept să văd. Mâna sus cine vrea să cânte, da? Cine are pregătit un moment? Tu? Bun. Cred că am să vă rog să o încurajați pe Ilinca.
Trăiau de mult într-o pădure, moș bătând cu baba lui. Trăiau sălaci ca vai de adânci, în adâncime și în adâncime codului. Iar moșul nu-și dorea nimica, e doar moartea o aștepta. Dar baba lui a dus să aibă un suflet în lângă ea. Dar baba lui a dus să aibă un suflet în lângă ea. Ea stătea se-ndură de dânsii și-un pui de cer vledărui. Un pui de cer cu stea în frunte, gone din cod și rănit. Un pui de cer cu stea în frunte, gone din cod și rănit. Iar moșul s-a dus pe frunte, iar baba l-a îngrijit și ea. L-a îngrijit cu multă milă și rănile i-au vindecat. L-au îngrijit cu multă milă și rănile i-au vindecat. Și într-o zi trecu pe acolo feciorul unui împărat. Trecu cu asta și alaiul și cu ogarii l-a vânat. Trecu cu asta și alaiul și cu ogarii l-a vânat. Dă-mi-e cerbul mai moșnege, îți dau pe el tot ce dorești. Îți dau și bani sau și cinste și oștirile împărătești. Îți dau și bani, îți dau și cinste și oștirile împărătești. Nu vreau nici bani, nu vreau nici cinste, sunt prea bătân să le primesc. Dar dacă cerul vrea să vină, eu ție azi ți-l dăruiesc. Dar dacă cerul vrea să vină, eu ție azi ți-l dăruiesc. Dar ce să vezi, minune mare, întreaga curte ce văzu, cum cerul nostru l-a din coarne, de parcă spune nu vreau nu. Cum cerul nostru l-a din coarne, de parcă spune nu vreau nu. Nu vreau să merg la curtea voastră, nu vreau să merg la împărat. Voi m-ați rănit la vânătoare, ei rănile mi-au vindecat. Voi m-ați rănit la vânătoare, ei rănile mi-au vindecat. Mai trebuie să ai un suflet, un suflet bun și iubitor, ca să poți fi iubire oameni și de podoaba codrilor. Ca să poți fi iubire oameni și de podoaba codrilor. Bravo, îți mulțumim pentru curaj și pentru că ai cântat un cântec atât de profund. Așa cum spuneam, am pregătit diplomele pentru cele mai frumoase ei și le înmânez acum, într-un cadru oficial, nu? Crețu Speranța Mihaela. Hai să te pup. Așa. Popa Luciana. Unde ești? Asta este diploma ta. Uite, scrie Ziua Internațională a ei, da? Să o ai amintire. Și Nechifora Ariadna Elena. Îți mulțumim că ai venit și ai stat alături de noi. Hai să te pup, ești o rămâncă. Bravo! Haideți toate trei să vă facă o poză aici, avem, să avem amintire cu, cu cele mai frumoase, da? Mulțumim tare mult!
plăcut. Mulțumim tare mult. Andrei Popa, elev, da? Clasa a doua, vedeți? Și talentat. La George Enescu, la o școală de la noi din Moinești. Bun, vă mulțumim tare mult și părinților care au stat până la ora asta și copilașilor care ați avut răbdare sau care ați dorit să vă... Nu mă mai aud. Da? Bun? Revin la mulțumiri. Mulțumiri tuturor celor care au stat până acum în soare sau în nori alături de noi. Vă mulțumim că ați adus veselia cu voi, că ați îmbrăcat ie și că ați fost români mândri, moineșteni mândri de locurile astea frumoase. Eu nu vă invit să părăsiți zona asta frumoasă, ci vă invit să vă bucurați de soare, de vremea frumoasă, să rămâneți și să admirați orașul, se vede foarte frumos de aici, de la noi, din Parcul Osoiu. Și vă invit în același timp să faceți poze, să le postați pe internet și să spuneți că ați fost la așezătoarea lui Moinea, să spuneți că avem un oraș frumos, că se vede foarte frumos și noaptea de aici, să veniți și noaptea să vedeți luminițele din oraș. Merită promovat mai mult locul ăsta și noi o să încercăm asta și cred că cu ajutorul vostru o să reușim, da? Bun, purtați tricolor, purtați-i, păstrați tradiția, în felul ăsta poveștile merg mai departe. Vă mulțumim! Thank you.